Ne ajută. Ciao Alice și ciao dragii noștri, celor care ne urmăriți. Am ajuns în săptămâna în care vă vorbim despre un amestec al protecției On Guard, dar nu înainte de a mă prezenta. Poate acum urmărești pentru prima dată videoul. Numele meu este Oana Popovici. Sunt de profesie economistă, dar de 2 ani și jumătate am ales un alt drum, această lume a uleiurilor esențiale, pe care am cunoscut-o de aproape 5 ani în urmă. Și alături de mine este Alice Văcian, care este psihoterapeut de meserie și fondatoare doTERRA în Europa. Și mă aflu alături de ea în această călătorie minunată a uleiurilor esențiale. Mi este sprijin de fiecare dată când partea mea emoțională este mai greu să o interpretez și îmi oferă anumite direcții. Alice, astăzi vorbim despre amestecul On Guard, un amestec special conceput de doTERRA pentru a ne oferi protecție, atât pe parte fizică cât și pe parte emoțională. Întrebarea mea ar fi, am aflat anterior, când am prezentat uleiul esențial Melaleuca sau Titri, că ne oferă protecție și sprijin în a curăța energiile din jurul nostru. Și întrebarea mea ar fi, cum altfel sau diferit ne-ar putea proteja acest blend, amestec On Guard? Bun sau bine ne-am regăsit, dragilor, din nou. Foarte faină întrebarea, Oana. Atât amestecul titri, atât uleiul titri, cât și amestecul On Guard au proprietatea, odată, de a curăța și a doua oară de a proteja. Vreau să vă invit să luați în considerare, atunci când vorbim de protecția energiei noastre, ca primul pas să luați în considerare că primul pas este curățarea. Așa cum seara, înainte de a pune o cremă pe față, ne curățăm pielea, la fel, prima oară curățăm energia. Fiecare nu este a noastră. Fiecare este a noastră, dar nu ne servește. Curățăm ideile altora. Orice ce nu ne aparține sau ne aparține, dar nu ne servește. Prima oară facem curățenie și apoi punem protecție pe curățenie. Dacă noi protejăm fără a face curățenie, este ca și cum am sigila, simțiți ghilimelele, balaurii. Prima oară eliberăm balaurii, îi lăsăm să zboare, întreaba lor, apoi protejăm. Și protejăm, când vorbim de protecție, să vă imaginați că în urma curățeniei rămâne o energie bună. Și On Guard este este amestecul protecției, da, din punct de vedere emoțional. Și aici, când vorbim de protecție, vorbim de energii care nu ne servesc, de relații, de codependență, când depindem de cineva, când avem impresia că fără acea persoană noi nu putem trăi. Sau, cum mai fac unii, doar tu mă poți ajuta. Nu, nu, dragi, vă rog să vă schimbați locul de unde priviți, pentru că nu există o singură persoană care vă poate ajuta și nu există un singur bărbat sau o singură femeie care vă poate face fericită sau fericiți. Da? Fie că vorbim de persoane dominante, fie că vorbim de virus emoțional. Pentru mine, On Guard este, și am găsit undeva, dar nu știu să vă spun unde,
Am găsit undeva o expresie care mi-a plăcut foarte mult. Un gard este amestecul vieții, pentru că ne dă tot ce avem noi nevoie, de la rădăcini până la fructe. Avem scorțișoară care ne ajută să stăm în puterea noastră, ancorați, să rămânem de nemișcat. Avem eucaliptus, un ulei care hrănește, care ne hrănește ființa. Avem rosemary, care, ca și melaleuca, titri, are puterea de a face curățenie. Dar în același timp, rosemary ne sprijină. Deci, vedeți, și titri și rosemary curăță, dar și, ne și sprijină. Și, bineînțeles, este wild orange-ul, da? Este portocala sălbatică, un ulei foarte iubit, cred că de toți oamenii, care ne aduce energia bucuriei. Deci noi când protejăm, când punem amestecul de protecție, este ca și cum am sigilat bucuria în noi. Dorința de a respira, dorința de a sta în puterea noastră. Cred că dacă vă permiteți să închideți ochii câteva secunde în timp ce vă povestesc asta, vă puteți conecta la un nivel mult mai profund în ce fel ne poate proteja, ca să nu vorbim că amestecul long guard are clove. Clove, din punctul meu de vedere, este unul din uleiurile bombă atunci când vine vorba de curățenie în granițele noastre energetice. Sau cinnamon bark, da? Ne gândim la scoarța copacului, ce face scoarța pentru copac? Îmbracă copacul, protejează copacul, îl îmbelește, îl hrănește. E, imaginați-vă că toate aceste calități din natură, natura și natura prin uleiuri, le face pentru noi. Dacă ne dorim protejarea energiei noastre, folosim un gard și titri, care și curăță și protejează, și neapărat frankincense, care ne hrănește. Și cu ce ne hrănește frankincense cu adevăr? Aplicăm acest amestec în plexul solar, pe tălpi, putem în jurul buricului, dacă depinde de zonele noastre sensibile. Da? Dacă ne dorim o curățare a energiei din casă, putem să punem în difuzor un gard împreună cu titri și cu lemon. Și cu riscul de a mă repeta, casa noastră este o extensie a câmpului nostru energetic. Casa noastră este la fel de importantă precum ne este trupul, corpul. Și putem difuza simplu un gard pentru a ne conecta la mama pământ. Și aici vorbesc în special dacă avem dificultăți când suntem înconjurați de oameni, simțim că ne sufocăm sau ne apucă o panică, sau dacă simțim că ne fuge pământul de sub picioare. Că n-aș putea acum să precizez chiar de atac de panică, da? Difuzăm un gard simplu și ne conectăm la pământ, la toate bunătățurile și sprijinul și iubirea mamei pământ. Cam acestea au fost informațiile pentru astăzi. Alice, mai o singură întrebare aș avea. Acum mi-a trecut prin cap. Noi în momentul... Se sună telefonul. Da. Noi în momentul în care folosim uleiurile esențiale și mă refer în special acum la amestecul on guard în difuzor, protecția energetică a noastră nu este asigurată, așa-i? În ce sens mă întrebe asta? E total altceva când aplicăm topic față de difuzare. Vreau numai să fac aici distincția, dacă printr-o simplă difuzare ne putem și proteja
Nu. Este necesară o aplicare. Și mai ales dacă suntem persoane foarte sensibile, care simțim energiile, care, sau poate chiar suntem genul sugativă. Este nevoie de o igienă completă. Este ca și cum, dacă tot am început cu exemplul cu fața curată, este ca și cum ne demachiem și zicem, las că ajunge, e fața curată. Sunt niște pași în îngrijire. E, imaginați-vă că așa cum ne îngrijim noi corpul, cum ne îngrijim sufletul, la fel este important să avem o igienă a energiei noastre. Avem o igienă a energiei noastre din punct de vedere energetic, avem un sistem imunitar puternic, implicit avem o sănătate celulară și avem o sănătate emoțională de neclintit. Și putem difuza, putem aplica topic din mai multe părți. Așa e. Privim. Da. Da. Mulțumesc mult de tot, Alice, și pentru mult mai multe detalii, să știți că în momentul în care pășiți într-o echipă, într-un grup și dacă desigur rezonați cu noi și ceea ce noi v-am informat, cu mare drag suntem aici ca să vă oferim sprijin îndrumare în a folosi aceste daruri ale Pământului, în a vă bucura la maxim de ceea ce ele au să vă ofere fiecăruia în parte. Vă mulțumim pentru atenția voastră și, Alice, și ție îți mulțumesc din tot sufletul pentru toate informațiile pe care ni le oferi. Mulțumim ne și să ne vedem. Sănătate! Da, mulțumim! Vă mulțumim, vă pupăm!